Salut tuturor, eu sunt Luci și n-am mai spus de mult timp chestia asta. Bine v-am găsit un episod de Survival Games. Jucăm pe serverul Hive din nou. MCSG, nici nu mă gândesc. Bun, hai să ne concentrăm să luăm ceva. Au. Hai să iau oră pe tipul ăștia. Bun. Cine? Oh, frate, n-am mai jucat de atât de mult timp Survival Games. Hai să luăm pe tipul ăsta. Oh shit. Oh, căcat, ce hack, ce hack. Bun, Rahat. Oh shit. Să-mi pun armură repede ceva pe mine. Nu știu cum n-am murit acolo. Eram cam să mor ca un ratat, adică ați văzut ce turnon mi-a dat. Bun, să căutăm pe ce chestii, bun. Motivul pentru care n-am pus e că sincer n-am mai avut pic de chef. Stăteam prea mult la randat și nu cred că v-ar prinde și vouă bine să stați la randat ore în șir și apoi să te plictisezi sau să vină un prieten să zică: bai, să ne jucăm ceva, și apoi interrupt randatul și chestii de astea, dar asta nu m-a oprit. Am câteva videoclipuri filmate și mai trebuie să le randez. Sunt cu Black Ops 2 Zombie pe un DLC cu Zender. E un prieten foarte bun de-al meu. Și nu știu, mă gândesc să-l postez odată. Da. Și să vedem. Wow. Chestia asta arată destul de tare dacă se situați bine. Bun, să vedem ce e pe aici. Ce, da, bun. Pe aici iar un, da, bun. Și pe aici iar un, da, bun. Ok. Uite aici un chest. Ok, mulțumesc. Apreciez asta. Stați o secundă. Așa. Bun, și aveam de ales gen, puteam să-mi iau o placă video nouă și un procesor. Dar eu, cum sunt mai atalat de fel, deși văd că merge destul de bine, adică le-am blocate la 60 de frame-uri, Fraps-ul, primesc cu Fraps și de aceea. Merge, nu merge lag, merge perfect. Mi-ar fi plăcut să găsesc un program mai bun de filmat, gen în care să nu filmeze în câte frame-uri are chef el și în câte frame-uri vreau eu, nu el. Dar asta e altă parte a paharului. Mă mulțumesc și cu Fraps, deocamdată mi-ajung 60 de frame-uri. Și deși când nu filmez sau ceva de genul am și 300, mai prin câteodată și 400. Da, e bine și așa, mă mulțumesc. Și la Black Ops 2 e la fel. Nu știu ce are. Ok, ia să vedem. Deci am fost în gardia asta pe degeaba. Păi, Rahat? E lag? Oh, nu, ok. N-am mai jucat să găde ceva timp. Fai, de capul meu, nici nu știu că n-am mai jucat. Mă mir cum de mai știu să... Pic, pa, uite, văd pe cineva acolo. E full iron tipul, dar probabil dacă vin pe la spate nu are de gând să mă omoare, adică am... Ok. Haide să-l sniperim puțin. Ok, acum avem de gând să-l urmărim. Probabil este foarte low. Îi se va regenera viața și probabil se va întoarce roata și ne va lega el pe noi, dar... Oh, mi-arcă cu iteme. Băi. Oh. Oi. Lol. M-a intrat în foc. Bun, m-am echipat puțin. What the fuck? Pe bune? Mamă, cât bulan să am? Ești nebun la cap? Băi. Ce naiba, mă? Lol. Ok, se pare că e ziua mea norocoasă. M-am putut să îngrijesc să nu vină unul din spate. Bun. Ce avem noi de gând să facem acum? E să jucăm mai agresiv. Cât mai suntem destul de puțin. Nu știu, probabil v-am zis că mi-a luat, v-am zis sau nu v-am zis,
birou și scaunul, tot așa m-am lăsat pe spate și de fapt am scris chiar două scaune și birou, eram cu un prieten foarte bun meu, Cristi, ne jucam Creofir și dintr-o dată, nu știu ce am făcut, am dat cu piciorul, așa, din o dată, buf, o pica birou. M-am și speriată. La seara cu Cristi nu mai zic că n-au auzit o bufnitură. Vai de capul meu. Ok, păi nu mai găsim pe nimeni și asta e foarte nașpa. Probabil trebuie să fie cineva la spawn, sunt sigur de asta, adică de fapt, dacă tot să mă gândesc, Hive-ul nu e ca MCSG. Văd pe cineva. Opa, nu, mi s-a părut. Stai, mă pot urca aici? Bun. Oare merge să fac chestia asta cum era pe MCSG? Ia să văd. LOL. Chiar, cred că nu e permis să fac așa ceva, nu? Sperăm că nu. Poate mă trezesc cu bani. Ok. Șase tribute. Bă, ce mă mâncă degetul și nu știu de ce. Uai, băi, și uite, vale pe sfârșit. Uitați. Ce ghinion. Ăsta e ultimul video pe care am să-l... Oh, God. Wow! What the fuck? What? Cât așa atar de țigani. Ia uite-te. Oh, am scos până afară? Nu. Ba, nu! Au venit pe mine, nu? Da. Fuck, ce ar trebui să fac? E doar unul. Nu, de ce am făcut asta? A trebuit să continui să fug. Aha. Ok, deci chestia aia nu ne-a prea mers, așa că hai să jucăm niște spliff. Bun, ce vreau să zic că astăzi plec la mare și nu ne vom mai vedea cam o săptămână, cel puțin. Și e destul ciudat, am revenit cu un clip, cum s-ar zice că plec și am revenit din nou și iară plec. Cred că mă urăți. Deși nu știu care dintre voi mai sunteți activi, adică mi-amintesc acum câteva luni când erați 10 de mii, ce retardat sunt, erați 10 activi, adică aveam o grămadă de tip care mă urmăreau și pana aia. Și acum mai puțin. Ok, să ne concentrăm. What the fuck? De ce să mă concentrez? Că eu trebuie să povestesc că... Oh, crap! Ok, păi... Why? Why? Ok, păi... Da, o să plec la mare. Ce-am mai făcut eu? Nimic, am un gen... chestii, m-am jucat LOL. Mi-am făcut asta. Bravo! Mi-am făcut prieteni noi, m-am despărțit de prieteni vechi, venirea lui Alex aici a fost cam destul de distractivă. Când a fost la mine să ne jucăm pe Xbox, mi s-a rupt mufa din spatele televizorului și n-am putut să ne jucăm pe Xbox și am avut un ghinion, așa că am mers pe munte, da, și că tot veni vorba, am și un vlog cu, oh shit, cu Raul, dar nu-l voi posta chiar în momentul ăsta, probabil după ce voi veni de la mare. Ok, deci cine e acolo sus? Haideți să-i doborăm noi. Dar mi-e frică să... Bun, chise. Ia să-mi ce face aia. Băi, ia pici tu, mă. Hai că știu că vrei să cazi. Băi, pe la spate mei tu. Mamă. Uite mă ce-mi face pisicuța. Așa, pisicuță. Frumoasă. Bun, ia să vedem. Frumoasă. Întoarce-te tu, frumoasă. Hai, da. Hai, frumoasă. Băi, deci, cu cât joc mai mult Minecraft, Spliff sau alte game-uri,
realizez că, virgul, cu cât încerci mai mult, cu atât mor mai mult, gen, te stresezi să-l dobori, el te dobori singur, gen, dai în față să-l dobori pe ăla și nu le zici și cazi, sau îți sap singur groapa, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Oho, încă un game-out pierdut, yeah! Ok, ajungem cu Minecraft-ul, azi ne mulțumim și cu puțin Left 4 Dead, adică, pana, prea mult Minecraft. Da, am Left 4 Dead pe Steam și e destul de tare. Nu mi-am făcut setările cum trebuie, le-am făcut random pentru că... Na, pana mea, nu că... Oh, what the? Băi, da, deci joc Left 4 Dead la... Cât e ceasă, văd? 5 dimineața. Ui, ba, ia pușca de bă, la mă, bune, bă. Băi, ce dracului, măi. Băi, jur, băi, mă ducat pe mine. Ok, am schimbat ceva din opțiuni, sper să meargă mai decent. Da, 60 frame. Hold on, y'all, I'm healing. Bun, nici le pot nu l-am mai așcat de ceva timp și tot jucam în continuu, frate. În continuu, scuze. Reloading! Ok, păi, hai de să nu știu cum mă dă. Sper că sunt un video care... What? Hai, frate. Ce mama naibii? Hey, help! What the fuck? What? Pushing? Urăsc pe-așa. Nu pot să-mi urăsc. Ok, ok. What? 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 Ok. Enough. Fuck! Am să devin un zombie mai bine! V-am spus că mai bine devin un zombie. Ok, haide să mă spun. Oh, shit, am apăsat pe ei. Hai să mă luăm pe casă, așa. Hai să plăm frerul ăla. Oh, shit, nu. Da, pe zi, mi se tot blochează. Nu, 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 hai, bata. Hai, bata. Sucker, help, help! Hai, bata pe aia. Hai, pe aia. A prins-o? Bun! Așa se face treaba, multe târfă. Să-i dăm drumul. Bun, sunt hunter. Nu știu dacă se face pe lusețea asta. Hai, prins-o. Bun, trebuie să sărim pe cineva. Hop, tibii, hop, tibii. Hop, tibii, hop, tibii. Oh, shit, oh, shit. What the fuck, ce se bea în spa? Ce simt, bro. Oh, fuck! Ha? Ok, pot să nu știu cum e aici, nu? Salut! Ok... Hai să urcăm aici, am. Am prins! Yeah, asta e, asta e. Ia uite cum e sus. Dați mi cac. Nu, nu, nu. Deci, tu ești următoarea. Ha, ha, ha. Bun. Deci, lumea, cam așa s-a făcut cu video de Left 4 Dead. Mi-am fost Luci. Probabil unul dintre voi îmi spuneți drum bun și vacanță plăcută. Vă mulțumesc din tot sufletul. Și ne auzim cât de curând. Deci, la revedere. La revedere, what? Chiar m-am schimbat. Ne auzim cât de curând. Ce puțin frumoasă.
frumos. Stai tu un cap. Stai tu. Lasă-mă să te sug. Lasă-mă, mă. Lasă-mă să sug. Mă, bine, hai să tragem și pe moasa mea, hai la tata, hai să... Băi, vreau să suc pe cineva. Ce frumos, ia mă, tata. Așa. Bun, deci ăsta chiar pe finalul lumei, eu am fost Luci și ne auzim data viitoare. Bye, bye.